Domnule Sterian Tănase, sunteți născut în București. Ce înseamnă pentru dumneavoastră Bucureștiul? Este rolul unui accident istoric. M-am născut aici. A fost voința părinților mei. Sunt bucureștean, deci sunt născut în București, pe strada Avrig. Am copilărit în Obor în primii mei ani, pe strada Popa Lazar, în spatele halei Obor, lângă Biserica Sfântul Nicolae. Am copilărit în curtea acelei biserici, până am mers la școală. Și imaginea mea asupra Bucureștiului ține foarte mult de imaginea pieței, a locurilor aglomerate, a negustoriei. Sunt născut în 52 și în anii 50, când eu mă jucam pe trotuarul din fața casei, Popa Lazar numărul 5, cred, nu se desfințase piața cu totul, adică nu reușiseră să confiște țăranilor și negustorilor totul, așa încât mai avea acel aspect pe care l-a avut probabil în perioada interbelică, Oborul, mă refer. Și imaginea mea asupra București este aceea unui oraș foarte colorat, foarte gălăgios, foarte intens, puternic, pitoresc, da? Acolo era câmpul lui Eliade. Eliade acolo și-a avut tipografia, casa se păstrează, da? Am fost să o văd și acum la maturitate, m-am dus toată special ca să văd. În plus, acolo este hala Obor, care e făcută de un mare arhitect, Horia Creangă, hală inaugurată de regele Carol al II-lea. Deci locul e foarte interesant. Și am extins această imagine, care era doar a colțului meu de lume, asupra întregului oraș. Păstrez și am și acum această imagine. București e un oraș intens, este un oraș conflictual și contradictoriu. E un oraș urât, asimetric, dar și cu colțuri extraordinare, care parfumul vechii lumii fanariote se păstrează, vechii lumi balcanice se păstrează, și influențele rusești, dar și părți mari de influență franceză. Toată arhitectura a sfârșitului secolului XIX este sub influența arhitecturii franceze. Apoi putem să vedem un alt strat de arhitectură germană, pentru că aveam un rege german, un Hohenzollern. Și asta ar fi partea de Art Nouveau, să zic, secesionul și Jugendstilul, toată perioada asta. Apoi, perioada interbelică cu un Art Deco și cu construcții de avangardă, construcții lui Creangă și Marcel Iancu. Se găsesc astăzi multe imobile făcute de Creangă și Marcel Iancu în București, ceea ce foarte bine arată că Bucureștiul era un oraș sincron cu ce se întâmpla în Europa. Și cred că toate aceste lucruri la un loc sunt București. N-am putea să spunem că București e numai casa poporului, cu siguranță cel mai urât imobil care există în lume și cel mai hidos și nenorocit, dar nu e numai asta București. Poate că existența acestei case oribile în mijlocul Bucureștiului, acestui gigant de beton și a fost soarta lui să arate cât de paradoxal este acest oraș. Nu putem să gândim orașul decât cu dimensiunea asta lui absurdă, la mijloc de lumi, nu? Imperiul Rus, Imperiul Otoman, Imperiul Habsburgic. București a fost, în această valahie aflată între imperii, a fost miezul, răscrucea, dacă vreți. De altfel, București a apărut, într-adevăr, ca o răscruce, ca un vad. Capitala era la Târgoviște și Istanbulul a dorit să aducă mai aproape pe vodă pentru ca să poată să-l captureze mai repede sau să nu îndrăsnească să se răscoale. De la Târgoviște ajungea ușor în Transilvania. Și un loc de vad, un loc de trecere, un loc de răscruce a devenit Bucureștiul, capitala Valahiei. Cred că Bucureștiul și-a păstrat până azi acest caracter de răscruce, de vad, de loc de trecere. Ce loc din București vă place cel mai mult? Sunt mai multe. În primul rând, îmi place zona plantelor almenească, da? Tot cartierul acela din Calea Călăraș până spre Bulevardul Maria Rosetti este plin de colțuri extraordinar de frumoase și de liniștite. Acesta e Bucureștiul pe care eu îl văd și pe care îl simt cel mai aproape. Îmi place foarte mult sau destul ca să zona Cotroceni,
Palatul Cotroceni, Grădina Botanică și câteva străzi din jur, dar el e ca nou, este un cartier nou, este un cartier care nu mă evocă atât de mult pe cât îmi evocă străzile vechi din jurul de pe mal și pe altul al Dâmboviței, unde se păstrează case. Bineînțeles, îmi place centrul istoric, din păcate acum devastat de tot felul de cârciumi, terase, și era bine că el a fost reînviat și e bine că este reînviat, dar nu s-a făcut niciun fel de restaurare. Vin niște negustori, vopsesc parterul, pun niște mese pe trotuar și asta e tot. Ele continuând să se delabreze și să cadă. Sunt destule situații în care s-au prăbușit balcoane, cornișe, streșini. Nu cred că e un lucru serios. Iar primăria, din lipsă de fonduri, dar și din cauză că fiecare casă are un proprietar și de acela depinde ca ea să fie restaurată. Oricum, zona decade, dar pe de altă parte trebuie să observ și partea pozitivă a lucrurilor, că zona a înviat, e plină de turiști, români, străini, bucureșteanul se duce acolo, stă pe terasă la bere, la o cafea, conversează, e un loc de socializare extraordinar, centru istoric și unde și eu mă simt foarte bine. Că tot vorbeați de turiști, de ce ar iubi străinii Bucureștiul? Păi n-au de ce. Eu vin de la Praga acum, împărați Praga cu București. București nu are nimic să arate decât Hidoșenia Casei Poporului. Dacă vrea să vadă ceva mai a cătării, se duce la Muzeul Satului, poate la Muzeul Țăranului și vede în niște interioare sau vede niște lucruri care țin de spiritualitatea românească, nu de peisaj. Da? Nu avem ce să arătăm, în esență, în comparație cu Praga sau cu Viena sau cu Parisul sau cu... Nu avem ce să arătăm. Nu este niciun oraș atât de exotic încât să arăți niște ciudățenii, nu? Nu avem nici lucrul ăsta. În afară, repet, de Casa Poporului, care este Hidoșenia Hidoșenilor și care atrage turiști, dar foarte puțin. Să știți că în raport cu turismul care se practică în alte capitale, chiar vecinii noștri, la Budapesta, ce vine să vadă, numărul celor care vin să vadă Casa Poporului este neglijabil. Deși clădirea prezintă foarte mult interes până nebunia lui Ceaușescu de a construi așa ceva. E ceva cu totul deosebit. Dacă vrei să vezi un dictator nebun și ce a lăsat în urmă, trebuie să vezi Casa Poporului. V-ați gândit vreodată să plecați din București, să vă stabiliți într-un alt oraș? M-am gândit să părăsesc România. Prin 2008 eram gata să plec. Chiar eram în tratative apropiate să cumpăr un apartament sau să închiriez, că erau cele două variante. Și dacă nu venea criza despre care știm cu toții și ne-a ruinat pe toți, inclusiv pe mine, plecam. Plecam în sensul în care se pleacă acum. Poți să te întorci oricând, nu mai există zidul de la Berlin, nu este o plecare. Poți să te fi născut aici, poți să împublic cărțile aici și poți să locuiesc în altă țară și în alt oraș. Nu mai este acea fractură totală care era până în 89. Și din cauza aia trebuie să schimbăm puțin paradigma. Aș fi dorit să merg să locuiesc ultima parte a vieții mele în altă parte. Cred că m-ar fi ajutat la scris. M-ar fi ajutat să văd mai bine istoria românească punând oarecare distanță. Asta a fost ispita, ca să zic. N-am reușit să plec pentru că financiar nu puteam să supraviețuiesc. Unde anume ați fi dorit? La Paris sau la Londra. Înțeles. Da. Acolo aș fi vrut să mă stabilesc. În vara asta am fost la Praga și am fost foarte impresionat. A fost o surpriză mare. Deci am plecat cu foarte multe prejudecăți, că voi vedea un oraș comunist, distrus, ca și Bucureștiul, ca și Varșovia, dacă ați fost la Varșovia, orașe distruse de comunism. Și am găsit un oraș care a supraviețuit. Cehii n-au distrus orașul vechi, cum a făcut Ceaușescu. Dimpotrivă, fără să facă mari eforturi de restaurare, de reconstrucție, au păstrat vechiul oraș și acum beneficiază de un oraș splendid, foarte frumos, dominat de figura lui Kafka, peste tot e Kafka, dominat de memoria lui Havel, este extraordinar de iubit. Vedeți, n-au această meteacnă românilor care detestă personajele care reușesc să se impună și să aibă o anumită aură. Este extraordinar de iubit și respectat, am fost foarte impresionat. Și eu îl iubesc, a fost unul din idolii tinereții mele și
Deci Praga mi-a plăcut extraordinar. Mi-a plăcut foarte mult Londra, mai puțin Parisul. Mie Parisul mi se pare un oraș kafkian, iată ca să repet, pentru că este identic cu el însuși în toate colțurile lui. Arhitectura lui Osman a impus un fel de tipar care face orașul aproape un coșmar. Șarmul lui este viața dulce de la Paris și faptul că au niște muzee splendide, ai ce să vezi la Paris și viața este foarte vie. Deci toată lumea, fie că sunt sud-americani, americani, ruși, chinezi, merg la Paris. Și atunci acest aspect cosmopolit face dulceața Parisului. Nu atât arhitectura, care nu este, după părerea mea, locul cel mai reușit. Londra, din punct de vedere arhitectural, pentru că este atât de diversă, este mult mai puternică. Mi-a plăcut Veneția. Era la un moment dat chiar să mă mut acolo, am avut oferta unui amic, dacă doream să stau într-un apartament de acolo, și mi-ar fi plăcut. Este un oraș alucinant, ca să te avem un fotograf lângă noi. La Veneția este situația că oriunde așezi aparatul, obții o imagine extraordinară. Toate unghiurile sunt absolut fabuloase. Orice fotograf merge acolo, nu se oprește să facă clic, 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 adică să fotografieze, pentru că, într-adevăr, toate unghiurile, oriunde te-ai așeza, pe apă sau pe uscat, Veneția creează o foarte puternică imagine. Cam astea sunt orașele care m-au impresionat. Și în anii 90, dar acum nu mai merg, mi-a plăcut Roma foarte mult, foarte mult. Mai ales o anumită parte a ei, cu străzi foarte înguste, orașul medieval, n-aș spune orașul antic, mi-a plăcut foarte mult. Mi s-a părut că are o atmosferă, mai ales după amiaza, seara, are o lumină foarte interesantă, iar cu acele clădiri care au o culoare foarte specială, văzut că ei vopsesc zidurile de la salve, creează o ambianță care, într-adevăr, mi-am spus odată că dacă stai aici, scrie în fiecare zi cu două mâini, pentru că te inspiră atmosfera. Da? Cam astea sunt locurile de care am fost impresionat. Toate mai frumoase ca București. Dar, cum v-am spus, suntem prizonierii biografiei noastre, sunt născut aici și sunt prizonierul Bucureștiului. Nu pot să-l uit. Deci chiar dacă m-aș muta, fiica mea este de 15 ani în Statele Unite și are memoria unei București pe care l-a părăsit în adolescență. Dar dacă eu aș pleca acum, tot Bucureștiul ăsta l-aș duce cu mine. Toți prietenii mei care trăiesc în străinătate spun că duc cu ei imaginea României așa cum au lăsat-o. Deci în momentul când au părăsit România. Deci e clar că nu poți să te desprinzi, să te eliberezi de această servitute. În plus, ca scriitor sunt prizonierul limbii române și ca orice prizonier sunt nefericit. Dacă tot ne-am întors la București, ce vi-ar plăcea să se schimbe la București? Am să dau un răspuns rău sau cinic. Oamenii. Să știți că nu este chiar o excepție, pentru că dacă ești la Paris, o să afli, Parisul e minunat, dar din păcate locul e de parizieri. Ați auzit asta de multe ori. Și cu București e aceeași situație, adică oamenii nu sunt lucrul cel mai fericit acum la București. Erau înainte. Toată lumea vorbea despre bucureșteni, să zicem, în perioada interbelică, ca oameni bucuroși, plini de viață, inteligenți, care aveau joie de vivre, care știau să trăiască. Și așa și era. Comunismul, din păcate, a avut un efect devastator. În primul rând, București a devenit un oraș aluvionar. El a fost asaltat de industrializarea comunistă de zeci, sute de mii de oameni. Populația Bucureștiului s-a amestecat cu o viteză foarte mare, fără ca ei să capete o educație urbană suficientă. Ei au populat întâi periferiile, au intrat în școli, au intrat apoi în birouri, în fabrici, au devenit populația majoritară a Bucureștiului și aspectul uman s-a schimbat foarte mult. Ei bine, acest aspect uman nu e lucrul cel mai bun pentru București. Va trebui decenii ca să refacem acea lume bucureșteană care exista odată. Deci dacă ar fi să alegeți între Bucureștiul de astăzi și Bucureștii de altă dată, ce ați alege? Bucureștiul de altă dată. Deși nu sunt un paseist, să știți că nu sunt genul de om care să spun ce bine era în perioada interbelică sau acum 100 de ani. N-am acest tip de reflex. Și atunci, eu fiind un cititor de arhive și un om cu o formație istorică, în primul rând, nu am iluzii despre acea lume. Nu sunt naiv. Era o lume profund conflictuală, era o lume în care 80% din populație era analfabetă, da?
Deci era o lume complicată, o lume săracă, tot la coada Europei eram, să știți, să nu credeți că, dacă ne amintim de Brătien și de regele Carol, vă dau un exemplu, România era în topurile europene mai în față. Nu era mai în față. Eram tot penultima țară ca nivel de sărăcie și de analfabetism ca și astăzi. Deci România n-a reușit să se miște în 100 de ani spre locurile din față. Asta este. Ce amintire dragă păstrați despre București? O, multe. Îmi place când vin în sănătate și cobor la aeroport și iau taxiul și intru pe șoseaua Otopeni-București. Îmi place să miros, îmi place... Vin acasă, știți? E reacția aia. Chiar dacă am imagini antipatice, de pildă, la noi încă a stat în aeroport, era un soldat care păzea acolo, la când era cu arma. Era o imagine hidoasă într-o Europa civilizată. Deci această imagine că revin la București este locul cel mai... Ideea asta de acasă, mă întorc acasă. Asta e foarte, foarte important pentru mine. De-aia și când plec, deși am călătorit mult în ultimii 25 de ani, în ultimii ani mai puțin, că nu mai vreau să plec. Am refuz de pildă să traversez oceanul, deși am copilul acolo și ar trebui să mă duc cât mai des. Refuz, pur și simplu. Sunt țări europene pe care nu mai vreau să le văd. Deci am călătorit mult și acum m-am întors acasă tot timpul. Adică această senzație că după un număr de zile nu mai am răbdare și să mă întorc, e foarte puternică. Bucureștiul va împlini 555 de ani. Ce îi transmiteți? Nu vreau să-i transmit ceva, că el are viața lui și fără mine, și asta e bine. Dar mă gândesc că am scris toate romanele mele se întâmplă la București. Am scris 7 romane. Și sper să mai scriu 4-5 până mă duc la Belu. Și toate au ales Bucureștiul ca topos. Adică aș vrea la un moment dat, citind cărțile pe care le-am scris, să fie așa un fel de... un fel de oglindă în care să se vadă Bucureștiul. Sunt foarte interesat de lumea bucureșteană. Și acum scriu... o carte, o cronică a Bucureștilor în anul 2000, un roman, în care sper să se vadă bine orașul. Și dramele lui, istoria lui. Mă interesează orașul ca personaj de data asta. Nu e doar o poveste care se întâmplă în București. Mă interesează Bucureștiul ca personaj. Vă mulțumesc mult și succes!